O surpriză plăcută. Ia uite cu cine mă întâlnesc eu la gală, cu Bogdan Mocanu. Bună, Bogdan! Bună, Cornelia, ce faci? Eu bine, mă pregătesc să văd meciul anului dintre Zanoaga și Bobicioiu. Bănuiesc că și tu. Da, fix pentru asta am venit. Pentru mine ăsta este main eventul. N-ai venit singur, că trebuie să o prezentăm pe frumoasa ta însoțitoare. Tu trebuie să o prezinti. Da, ea este Miruna. Emma Carter. Emma Carter, eu am vrut să fiu. Și suntem prieteni. Doar atât? Sau este un început? Suntem vedem cunoaște, ce o să fie. Știi că eu sunt așa mai reținut în declarații cu Nelea. Nu mă trage de limbă degeaba. Așa ești, dar tu știi că eu sunt cu dragostea, cu puterea ei, cu totul. Și de aceea este prima întrebare pe care o pun. Da, așa este, dar vom trăi și vom vedea. Pe cine vei susține la gala aceasta? Pe Zanoaga, pe Perversu, pe Zani, pe... nu știu. De ce pe Zanoaga și nu pe Bobicioiu? Pentru că, nu știu, țin un pic la principiile mele de moralitate și de etică și îmi sunt amândoi prieteni sau nu-i cunosc pe amândoi în egală măsură, însă... Bine, dar știi câteodată dragostea este mai puternică decât rațiunea. Aia nu-i dragoste în două luni, n-are cum. Și dragostea e în partea cealaltă, dar mă rog. Dragostea pentru copil ce înseamnă, Cornelia? La cine te referi? Am plictisit, ei doi poate s-au plictisit unul de celălalt și au decis să încerce ceva. Păi și dintre atâtea femei, dintre atâtea femei fix pe gagic salul prietenului, aiurea, nu se face. Așa, uite, tu ești un om cu principii sănătoase, nu? Chiar că da. Așa, bine, așa se întâmplă, câteodată viața bate filmul, știi cum e. Sperăm că în seara asta va bate Zanoaga. Tu ce părere ai de povestea aceasta lor? Să nu fim noi cei care aruncăm piatra sau ai aceleași principii ca și Bogdan? Îl înțeleg pe Bogdan ce zice și are dreptate. Nu-i cunosc pe niciunul dintre ei, abia îl cunosc pe Bogdan. Ne-am împrietenit de curând, ne cunoaștem, vedem ce o să fie. Cum ți se pare Bogdan? E drăguț, e de treabă și vedem, nu știu. Aș ști că de când îl cunosc de foarte mult timp pe Bogdan și știu că e cam gelos așa. Acum? Eu fac nu știu ce să zic, adică trebuie să rezolvăm chestia asta dacă o să fie ceva. Ai auzit, Bogdan? Am auzit, Cornelia, eu sunt, lucrez la asta, sunt înscris la psiholog, psihiatru, tot. E ok, suntem ok. Eu nu sunt geloasă deloc, deci cu mine e ok. Stai liniștită, toate au fost așa. E ok, lasă pe mine. Vine sănătoasă și în 4 zile o stric. Așa e, da, bine. Tu câteodată depășești limita așa când este vorba despre gelozie, dar cred că cu trecerea timpului mai te schimbi. Cornelia exagerează, crede-mă, nu sunt chiar așa. Mai înșelată ca mine nu cred că a fost altă fată. Adică am avut o relație în care a fost foarte înșelată. Wow. Serios? Da, și știți cu cine, probabil, cu Yamato. Știu, da, a fost o legătură lungă. M-am obișnuit, cumva, am înțeles. Dar Yamato pare un băiat foarte cu minte, așa, în general. Este, dar-i plac fetele... În fiecare zi vorbea cu o altă fată nouă, deci... Deci, noi suntem opuși, o să mă reținut în afirmația, e tot... Nu cred că poate fi mai rău. Am încredere. E foarte bine, câteodată e bine să te călești într-o relație anterioară ca să poți să pornești în alta. Da. Vedem ce o să fie. Tu ce părere ai, Bogdan, de spusele mele? Nu, deci sunt blocat. Ce aș putea să mai zic? Nu știu, Cornelia, ne cunoaștem deocamdată. Eu mereu am vrut să cunosc defectele unei femei primară ca să văd dacă pot să le accept și după orice calitate este bonus. Așa este, mi se pare cel mai normal să cunoști persoana și să nu-ți faci tu o părere preconcepută doar din auzite. Dar știi ce mă surprinde? Mă surprinde faptul că ați și ieșit împreună, pentru că tu într-adevăr ești o persoană foarte discretă, cel puțin la începutul relațiilor. Păi ne cunoaștem deocamdată, Cornelia, normal că ieșim peste tot. Deci chiar astăzi dimineața mi-a făcut micuț.
Nu, nu chiar. Încă nu, deocamdată. Hai să nu știe să gătească. Da, mă învăț, nu-i problemă. Adică a văzut apartamentul tău acela frumos, da? Nu, încă nu, nu. Tot timpul am comentat împreună cu colega mea, Andreea, cea cu care am fost atunci și am făcut materialul, am comentat felul în care ai ales tu să-ți faci acea baie cu oglinzi, cu geamuri transparente în dormitorul tău. Ca să se vadă tot ce se întâmplă. Trebuie să văd și eu cum e pe deva. Deci vreau să zic că ai de făcut material acolo, Emma. Deci faci material acolo chiar perfect. De ce trebuie? Pentru tine am făcut. Deci vin cu content nou, am înțeles. Da, exact. Okay. Ești cu ochii pe fază. Tu vei ține la această gală tot cu Bobicioiu? Pardon, mă scuz. Am zis intenționat. Cu Zănoaga. Am vrut să văd ce reacție are Bogdan. Cum am spus, nu-i cunosc, dar țin cu cine ține Bogdan. A, deci se, trage atunci cu casa, am deci trage cu casa. Atenție, da. Bun, cel mai bun merge. Răspuns. Cel mai bun răspuns, da. O să ne vedem și după gală și o să vedem și noi dacă cel mai bun a câștigat sau favoritul vostru a câștigat. Abia aștept să vedem rezultatul. Mulțumesc frumos și o seară frumoasă.